Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatorii, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Suntem în direct de aici din studioul Capital TV, televiziune pe bune. Invitații noștri de astăzi, în cadrul emisiunii de promovare electorală, sunt domnii Alin Adam Țambă, candidat PSD pentru funcția de consilier județean, și domnul Ion Bădin, de asemenea candidat PSD pe listele pentru consilieri județeni. Bună ziua încă o dată, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bine că m-ați mai găsit sau da. Cum. Așa. Domnul Ion Bădin, din câte știu, este în momentul ăsta și consilier local pe la Hunedoara, mandatul se apropie de final. Astăzi sunteți viceprimar în funcție încă la municipiul Orăștie, dar ambii sunteți pe listele de consilieri județeni. Prima întrebare, sunteți puși acolo de umplutură sau dacă prindeți locul chiar vă duceți consilier județeni? Da. Eu pot să spun că este onorant pentru mine, după 3 mandate de consilier local în cadrul Consiliului Local din municipiul Hunedoara, să fac un pas înainte spre Consiliul Județean. Este hotărârea organizației municipale a Partidului Social Democrat din Hunedoara, condusă de cel mai performant, unul de cei mai performanți, poate cel mai performant primar din mandatul 2016-2020 al Partidului Social Democrat, bineînțeles că și colegul meu din Orăștie, primarul de acolo, este la fel de performant. Am fost și sunt încă până vineri, când avem ultima ședință ordinară din actualul mandat în această echipă profesionistă, care zic eu că a făcut lucruri extraordinare în 4 ani de zile în municipiul Hunedoara. De acord cu noastră, dar răspundeți-mi la întrebare. Sunt pe locul 3, este o poziție extrem de onorantă, după președintele organizației județene a PSD-ului, domnul deputat Laurențiu Nistor, care este și candidatul partidului nostru pentru postul de președinte al Consiliului Județean, și după senatorul Răzmeniță din Valea Giurgiu. Deci mai pe românește, dacă este prins loc, mergeți consilier județean. Bineînțeles, poate și mai departe. Mai departe unde? La biblioteca municipală? În cadrul Consiliului Județean. A, vreți să începe președinte de Consiliu? Dacă se poate, da. Eu zic că vom câștiga alegerile, vom câștiga postul de președinte. Vreți? Vi s-a promis? Sau... Sunt și promisiuni și doresc. Este o încununare, poate, și a activității mele de peste 25 de ani politice. Și sunt bucuros că fac parte, la rândul meu, dintr-o echipă extrem de performantă, lista Consiliului Județean pentru mandatul care urmează 2020-2024. Dar dumneavoastră, domnule Țambă, cum e? Pentru mine, cuvintele lui Sever Bocu, să știți, eu sunt pe locul de consilier județean. E un loc eligibil. E un loc eligibil, dar îmi place să-l parafrazez pe un mare jurnalist al Banatului, că tot ne aflăm în studio de presă, Sever Bocu. Nu-l cunosc. În perioada interbelică a avut un oficios în Timișoara și dânsul spunea: Banatul este patria mea restrânsă. La fel pot spune și eu, Orăștia este patria mea restrânsă. Eu sunt mândru că alături de colega mea de la Orăștie, doamna Grațiela Chim, care este pe locul 4 pentru lista de Consiliu Județean, noi reprezentăm, la fel cum spunea și colegul meu, poate cel mai important, cel mai performant municipiu, alături de municipiul Hunedoara, pe o listă performantă pentru un Consiliu Județean care în următorii 4 ani de zile să facă treabă pentru hunedoreni. Da, domnul Țambă, dar dacă o să ieșiți consilier județean și în același timp, să zicem, că Ovidiu Bălan câștigă alegerile la Orăștie, normal că veți merge probabil în aceeași echipă sau se prefigurează un alt viceprimar? Pentru mine prioritar este municipiul Orăștie. Iar faptul, deci veți renunța atunci la mandatul de consilier. Iar faptul că eu mă aflu acum pe lista de consilier județean este o onoare, am înțeles. Se datorează Orăștiei și municipiului Orăștie și, desigur, tineretului social-democrat, al cărui președinte la organizația județeană sunt. Și după dumneavoastră, cine urmează pe listă? După mine, pe listă este... Să vă spun,
Primii sunt în ordine de Nistor Laurențiu, Răzmăniță Cornel Cristian, Bădin Ion, Rus Ioan, Nachim Efimia Grațiela, Avram Costel, Chiseli Fabiu Stiberiu, Țamba Alin Nadam, Suciu Ancuța Elena, doamna președinta organizației PSD Deva, Ancuța Suciu, o profesionistă și actuală. Deci se duce practic lista PSD dacă pentru... Nu am spus asta. Decizia o voi lua, decizia o voi lua împreună cu domnul primar Ovidiu Bălan și cu domnul președinte Laurențiu Nistor. Majoritatea absolută în Consiliul Județean. Suntem convinși de lucrul acesta. De cât e consiliere? 32 plus președinte Consiliul Județean care se alege pe uninominal. De cât e nevoie pentru majoritatea absolută? 16 plus președintele. 16 plus 1. Da. Ce să zic, vă doresc succes. Mulțumim. Dar de ce ar trebui oamenii să vă voteze pe dumneavoastră, cei de la PSD, pentru Consiliul Județean Hunedoara, că suntem în misiunea de promovare electorală? Păi, tocmai de-aia spuneam că vin dintr-o echipă extrem de performantă de la Hunedoara, care a obținut rezultate foarte bune în cei 4 ani de zile. Până în 2016, municipiul Hunedoara n-a avut niciodată conducere de stânga, adică un primar al Partidului Social Democrat. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2016, când, printr-o muncă asiduă și sancționând derapajele fostului primar care era în funcție, da, Viorel Arion, am reușit să câștigăm... Bine, omul mai are derapaje și acum. Da, am reușit să câștigăm... șefia municipiului, edilul care este acum în funcție, Dan Bobuțanu, și sunt la fel de sigur că va fi un scor foarte mare și pe 27 septembrie la Hunedoara în favoarea actualului primar. Spuneam tocmai prin ceea ce s-a realizat în municipiul Hunedoara. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni în această perioadă de campanie și de precampanie în oraș. Sunt mulțumiți de, de realizările care s-au făcut în municipiul Hunedoara. Le-am explicat și de realizările care le are actuala echipă a PSD-ului la nivelul Consiliului Județean, da? Pentru că este condus Consiliul Județean din 2016 tot de Partidul Social Democrat, președinte și cei doi vicepreședinți. Lumea este alături de noi. A înțeles ceea ce s-a făcut în municipiul Hunedoara și în județul Hunedoara și a înțeles planul de viitor pe care îl avem în municipiul Hunedoara și în județ, și aici este cartea pe care o avem. Realizările care sunt în cei 4 ani de mandat în Partidul Social Democrat la nivelul municipiului Hunedoara, 120 de pagini, 223 de proiecte realizate în ultimii 4 ani de către primar, funcționarii din primăria municipiului Hunedoara, bineînțeles, și cei 10 consilieri din 21 de consilieri. În 2016 am câștigat și 10 consilieri ai Partidului Social Democrat și urmează în aceeași carte, că nu e o broșură, e o carte, sunt trecute și ceea ce se va întâmpla în perioada 2020-2024, nu pe idei, ci pe fapte concrete, pe bani câștigați de la Uniunea Europeană, peste 65 de milioane de euro, cu proiecte viabile care se vor schimba complet fața Hunedoarei. Dumneavoastră, domnule Țambă, de ce ar trebui lumea să voteze listele de consilieri județeni PSD și de președintele Consiliului Județean, domnul Nistor? Din punctul meu de vedere, PSD prezintă electoratului cea mai bună listă de consilieri județeni existentă în actualele alegeri locale. La începutul campaniei electorale, în județ, a circulat o broșură, și dacă colegul a arătat-o, voi arăta și eu, acolo unde domnul președinte Nistor, care a mers pe sloganul Alege înțelept, vine și propune hunedorenilor continuarea proiectelor începute la Consiliul Județean Hunedoara. Mi-ar fi plăcut ca și colegii din PNL, care au condus județul acesta până 2016, să fie ieșit cu o broșură identică, cu niște realizări pe care dumnealor, mai ales ca actualul candidat la președinția Consiliului Județean din partea PNL, am văzut că, virgulă, candidații la Consiliul Județean PNL tot insistă tânărul, tânăr sunt eu, tânăr nu este dumnealui, tânăr sunt eu poate, însă județul are nevoie de înțelepciune și județul are nevoie de un om înțelept. Județul are nevoie de oameni care pot prezenta hunedorenilor fapte
și de o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Așa cum spunea și distinsul meu coleg, acolo unde PSD a avut oameni, a avut primari în administrațiile publice locale, lucrurile au mers extraordinar de bine față de lucrurile pe care le-am găsit sau au fost găsite în momentul preluării mandatelor de către PSD. Pot să vă prezint și aici broșura, dacă pot să-i spun așa, la 56 de pagini, a realizărilor domnului primar Ovidiu Bălan, un om care susține Laurențiu Nistor. Mai bine spus, municipiul Orăștie, alături de Consiliul Județean Hunedoara, au și două proiecte de finanțare pe fonduri europene comune. Este vorba de Muzeul Civilizației Dacice din municipiul Orăștie, singurul muzeu al civilizației dacice din țară și care are termen de finalizare pe 31 decembrie 2022. Suntem în momentul acesta în faza de licitații și sperăm ca muzeul acesta să fie o realizare pentru Orăștie și pentru județul Hunedoara. Un al doilea proiect este Casa de Cultură Alexandru Grozuță din Orăștie, un proiect în valoare de 5 milioane de euro cu termen de finalizare data de 31 mai tot 2022. Este nevoie ca vocea orăștienilor și vocea zonei Orăștie să fie ascultată în Consiliul Județean. Este nevoie ca cei care candidează pentru Consiliul Județean să provină din administrația publică locală, de la firul ierbii, de acolo, din UAT, din oraș, din comună, pentru că acolo sunt adevăratele probleme ale hunedorenilor. Noi suntem de acolo și eu și distinsul meu coleg, noi cunoaștem problemele și credem că suntem siguri care au rezolvare pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Aș vrea să mai adaug la ce a spus colegul meu de platou, că privind candidatura... Nu e de platou, e de partid. Și de platou și de partid. Privind candidatura domnului Laurențiu Nistor la funcția de președinte al Consiliului Județean, la ora actuală, Laurențiu Nistor este cel mai complet politician al județului Hunedoara. A trecut prin administrația locală, da, a fost primar ani de zile în comuna Șoimuș și a făcut lucruri foarte bune. Parlamentar în funcție, în Parlamentul României, deputat, a fost și 6 luni de zile în 2016 președinte al Consiliului Județean, cunoaște la perfecție județul Hunedoara, la orice oră din zi și din noapte, dacă îl întreb de un cătun, de o localitate, știe perfect ce este acolo și ce s-a întâmplat și ce trebuie făcut. Mulți din adversarii noștri și, bineînțeles, adversarii noștri principali sunt Partidul Național Liberal, atacă vârsta dânsului. Hai să fim serioși, nu contează vârsta, contează capacitatea intelectuală și capacitatea fizică care o ai, indiferent de vârstă. Dacă vârsta ești, te simți în deplinitatea forțelor tale, poți să candidezi la orice vârstă. Donald Trump, da, candidează la 74 de ani, al doilea mandat pentru președinția Statelor Unite. Opriți-vă că mie nu-mi place de Donald Trump. Deci nu... Nici mie, dar spun, dădeam un exemplu. Vreau să mai completez și eu un singur lucru. Vă dați, sunt fan. Vă dați seama cât de disperați sunt adversarii noștri dacă au ajuns... Sper să vă dați până la urmă. Dacă au ajuns să se lege de vârsta unui candidat. Mie mi se pare este ca și când aș spune nu votez pe doamna X pentru că este femeie. Este același lucru. Nu-l votez pentru că are 69 de ani. Din contră... Înțelepciunea vine odată cu vârsta și cu experiența de viață. Iar sloganul Alege Înțelept este sloganul care în 2020 va câștiga județul Hunedoara. Am înțeles, dar de ce ar trebui să vă voteze, de exemplu, cei din Valea Jiului, cei din Hațeg, cei de pe Valea Mureșului, pentru că dumneavoastră, domnule Bădin, așa cum spuneați, îmi povesteați despre realizările primarului Bobăuțanu, dumneavoastră despre realizările de la Orăștie. Și acum mă repet, da, de ce ar trebui să vă voteze cei din Vale, de la Hațeg, din țara Hațegului, păi stați puțin, că Valea Mureșului... Ei votează o listă de consilieri județeni. Da, deci lista completă este de 40 de candidați pentru listă completă, pentru Consiliul Județean. Pe această listă sunt reprezentate toate zonele județului Hunedoara, nu numai municipiul Orăștie sau municipiul Hunedoara, Valea Jiului are candidați pe locuri eligibile în toate localitățile, orașele și municipiile din Valea Jiului, la fel și celelalte zone, Brad, zona Hațegului, zona Pădurenilor și așa mai departe. Deci noi suntem o echipă care
Cu experiența noastră de la nivel local venim să lucrăm în Consiliul Județean, să cunoaștem și știm problemele cu care se confruntă județul Hunedoara. Vrem să ducem, să continuăm proiectele începute care nu s-au finalizat în actualul mandat, că sunt proiecte în derulare, și să venim cu noi proiecte pentru perioada 2020-2024 pentru a crește nivelul de trai al locuitorilor județului Hunedoara. Noi nu am făcut nicio alianță politică pentru aceste alegeri locale, da? Candidăm de sine stătător Partidul Social Democrat, spre deosebire de Partidul Național Liberal, care la nivelul județului are o alianță PNL, USR Plus, UDMR, Forumul Democrat German și așa mai departe. Dacă erau puternici, veneau singuri în fața electoratului și se prezentau cu membrii ai Partidului Național Liberal. Iată că vin cu o alianță, dar suntem siguri că în seara de 27 noiembrie, la miezul nopții, echipa învingătoare va fi cea a Partidului Social Democrat, care a făcut o singură alianță, alianța cu locuitorii județului Hunedoara. Noi pe ei reprezentăm. Sunt tare curios ce va fi în 27, oricum va fi în studio, de unde vom transmite în direct rezultatele parțiale pe care le vom primi și de ce nu și pe cele finale. Eu vă spun clar, în Hunedoara primarul municipiului Hunedoara va câștiga cu 6 în față. Cifra va fi 6 în față, iar partidul va fi aproape de domnia sa. Poate nu cu 6, dar cu 5 și urmat de altă cifră în alegerile locale și pentru Consiliul Județean și pentru președintele Consiliului Județean. Bobotanul la Hunedoara este una dintre importantele surse de capital. Chiar am discutat cu cineva care, culmea, era susținător al unui alt partid și spunea Bobotanul este una dintre principalele surse de capital electoral pentru PSD. Păi de ce credeți că Partidul Național Liberal și-a retras candidatul după precampanie și după 3 ani de pregătire și a retras candidatul pentru primăria municipiului Hunedoara pe Gherma? Păi nu știu dacă nu era bun, că totuși aveam sondajele lor făcute de Partidul Național Liberal, că avem celebrele și resursele noastre, celebre sondaje, dar ale lor, Bobuțanu avea la momentul respectiv 51%, iar fostul candidat pentru primăria municipiului Hunedoara, Petre Lucian German, avea doar 17%, da? Între timp, retrăgându-și candidatul, diferența este foarte mare, au pus o candidată de la USR, da? Doamna Danda, care stătea foarte slab în sondajele pentru primăria municipiului Hunedoara. Probabil aici a fost o chestie mai mult, eu o leg de prezența pe listele viitoare la Parlament a doamnei senator, 7%, cum îi spun eu, Carmen Leonora Hărău. Doamna Hărău, vă rog. Da, da, are cotă de încredere în sondajele noastre de 7%. Numele. Doamna senator Eleonora Carmen Hărău, că mi-a tras atenția ieri într-o emisiune pentru pe un alt post de televiziune, că nu o cheamă Carmen Eleonora Hărău, o cheamă Eleonora Carmen Hărău. O, e același lucru pentru mine. Mă rog, e chestia de topic al numelor. Da. E dreptul doamnei până la urmă. Așa. Haideți să fim totuși gentlemani. Bun, să mergem mai departe și să vorbim despre motivele, despre proiectele pe care le are Partidul Social Democrat pentru Consiliul Județean și, repet, oferiți motive oamenilor pentru a-l vota pe domnul Laurențiu Nistor. Asta înseamnă promovarea electorală până la urmă. Spuneați înainte, puneați o întrebare vis-a-vis de ce ne-ar vota cei din Valea Jiului sau cei de la Brad. Sunt anumite teme comune specifice tuturor zonelor din județul Hunedoara și una din aceste probleme specifice întregului județ este cea legată de turism. Că ne place sau nu, din punctul meu de vedere, turismul reprezintă o pistă de dezvoltare economică foarte importantă pentru județul Hunedoara. În mandatul 2016-2020, PSD a arătat că știe să pună amprenta pe turism și că poate dezvolta județul și în acest sector. Numai mult de Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Hunedoara și luăm de exemplu centrul de afaceri de la Simeria. Dacă în 2016 gradul de ocupare al centrului de afaceri era de 0% și erau presiuni mari din partea Uniunii Europene să se dea banii înapoi pentru că nu erau respectate condițiile investiției, în anul 2020 procentul este de aproximativ 85%, dacă nu mă înșel, de ocupare. Centrul de afaceri e preluat de primăria Simeria. Corect, dar a fost o soluție găsită
ca să nu se dea banii înapoi, sunt lucruri realizate efectiv în privința de acord, asta. De acolo, pe lângă asta am prost, făcut, cu tot respectul. Dacă permiteți, foarte prost. Asta este diferența păi între managementul PNL. Da, omia pe care l-a spus cu candidat la primăria Șoimuș. Eu pot să vă spun un singur lucru. De când PSD conduce Consiliul Județean Hunedoara, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara este vizibilă și știm că există. Nimeni nu auzise de ADEC până în 2016. Multă lume din acest județ, mult de exemplu producători hunedoreni, au auzit de ADEC astăzi. ADEC astăzi participă la târguri de turism și promovează județul Hunedoara. Două secunde. Parlamentarii PSD... Dar ADEC-ul ăsta n-a fost condus și de Radu. Lăsați-mă să vă întreb, că de asta sunt aici. Da, dacă nu-mi dau domnul la jos și vă las să vorbiți o oră întreagă. Păi... Pot să vorbesc întreagă. Știu, dar deci vreți să ieși din studio? Ies, nu e nicio problemă. Vă respect și îmi place compania dumneavoastră. Spuneți-mi, compania asta nu a fost condusă și de domnul Barb la un moment dat? De domnul Radu Barb? Vreau să vă spun că eu am auzit de ea de pe vremea domnului Radu Barb, când mi s-a părut că a fost condusă mult mai bine. Dar mă rog, asta este părerea mea. Corect. Dreptate aveți, pentru că Radu Barb a venit în 2016, dacă nu mă înșel, pe finalul anului la ADEC, deja în plin administrație PSD a Consiliului Județean Hunedoara. Aveți perfectă dreptate. Ce mai vroiam să spun pe parte de turism, dacă este să luăm zona Orăștiei, un lucru care a fost făcut de către parlamentarii PSD al județului Hunedoara a fost trecerea cetăților dacice în administrarea Consiliului Județean, o lege foarte importantă pentru județ. Dacă este să luăm, mergem mai departe, Țara Hațegului. Dacă mă gândesc doar la castel, la bisericile de piatră din Țara Hațegului, la castelul Nopcea, care va fi reabilitat acum cu fonduri europene. Dacă mergem mai departe în Valea Jiului și merg la Straja, Parâng, Pasul Vâlcan, dacă vin în partea de nord a județului și ajung la Brad și la Brad văd un muzeu al aurului, văd o zonă extraordinar de frumoasă, îmi dau seama că este un potențial deosebit de dezvoltare pe partea turistică și de asta locuitorii întregului județ trebuie să voteze echipa PSD. Pentru că, deși Alin Țambă este din Orăștie, cunoaște lucruri despre întreg județul. Și vă mai spun un lucru. Interesul meu în Orăștie și în zona Orăștie este ca întreg județul să poată oferi atracții turistice, pentru că atunci turistul vine și stă o săptămână, nu vine și stă două zile. El vine, cheltuiește aici. Agenții economici aici trăiesc. Forța de muncă aici rămâne. De asta este foarte important și în această broșură, o mai arăt o dată, se arată foarte, foarte clar investițiile și fondurile europene care au fost atrase de către Consiliul Județean Hunedoara, condus de către Partidul Social Democrat. Doar ca să ne facem o idee, până în 2016 au fost atrase în jur de 300 de milioane de lei de către un Consiliu Județean PNL, de când a venit PSD în ultimii 4 ani, aproape 450 de milioane de lei au fost atrase de către PSD în județul Hunedoara. Este o creștere cu aproximativ 35% în primii 4 ani. Să nu mai spunem că la conducerea Consiliului Județean PNL a stat ceva timp până în 2016, că nu a venit numai în 2016. Dintre care ultimul an înainte de alegerile din 2016 a fost actualul candidat la șefia CJ-ului, candidatul PNL-ului Adrian Nicolae David. Iar, și cu asta închei, cu permisiunea dumneavoastră, iar Ovidiu Bălan, Dan Bobouțanu și în echipă cu președintele PSD, Consiliul Județean, Florin Cazacu, evident, împreună cu președintele PSD al Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, pot forma o echipă puternică pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Și este singura variantă, repet, singura variantă. Cum vedeți dumneavoastră, domnilor, în calitate de, mă uitam peste broșura, în calitate de candidat pentru Consiliul Județean Hunedoara, de asemenea îl cunoașteți foarte bine pe domnul Nistor, care este candidatul pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara. Așadar, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea județului în următorii 4 ani? Adică ce ar trebui făcut? Că aici mi se spune ce s-a făcut, dar eu vreau să știu ce ar mai trebui făcut. Odată, e foarte simplu, toate proiectele pe fonduri nerambursabile, semnate și aflate în execuție sau în diferite stadii de implementare, ele trebuie duse la bun sfârșit.
pentru zona mea, pentru zona municipiului Orăștie, știm foarte, foarte clar de ce avem nevoie. Trebuie finalizat Muzeul Civilizației Dacice, trebuie finalizată Casa de Cultură din municipiul Orăștie, trebuie finalizat culoarul Mureș-Nord, un drum județean foarte important în Hunedoara, și pentru cetățenii, mai ales Gioagiu, Rapol, toată zona din partea respectivă a județului nostru. Și foarte, foarte important din punctul meu de vedere este, și aici vin cu o componentă personală, este susținerea ONG-urilor de tineret sau ONG-urilor cu politici pentru tineret. Cred că o deschidere înspre tineri și pentru tineri poate fi un prim pas pentru a-i păstra pe tineri în județul Hunedoara. Iar ca și tânăr, prioritatea mea sunt tinerii și n-am să uit niciodată să-i reprezint. Susținerea acestor ONG-uri, ce să facă mai exact? Că știu că anual se acordă bani de la Consiliul Județean pentru ONG-uri pe diverse proiecte. Unele dintre cele mai futuriste, altele nici nu știu în ce măsură sunt realizate în proporție de... Cele în domeniul școlar, educațional, din punctul meu de vedere, sunt prioritare. În municipiul Orăștie există și avem chiar axe de finanțare din bugetul local, an de an, prin care... Nu, municipiul Orăștie nu-i județul Hunedoara, hai să vorbim la nivel macro. Să știți că bunele practici se pot duce și de jos în sus, nu doar de sus în jos. Înțeles, dar aș vrea să vorbim totuși la nivel macro, nu la nivel de municipiul Orăștie. La nivel de municipiul Orăștie, când vine un exemplu foarte clar la care ne-am gândit împreună cu echipa chiar în aceste zile, este posibilitatea de a veni în sprijinul elevilor hunedoreni, a tinerilor, a elevilor hunedoreni, cu măști de protecție pentru cei care nu au posibilitatea să și le cumpere, pentru tablete pentru cei care nu au posibilitatea să și le cumpere, încercând să promovăm puțin și ideea noastră de partid social-democrată, care aveți privește copii? Totuși un bine comun. Aveți copii? Încă nu, din păcate. Nu aveți. Prieteni care au copii, aveți? Am. A început școala astăzi și profesor. Da. Copiii ăștia merg la școală și își cumpără în fiecare zi măști. Nu și le cumpără, le cumpără din banii părinților. În condițiile în care banii sunt cum sunt, da? Poate nu știu cât la sută din părinții județului Hunedoara lucrează pe salariu minim, pe economie, că nu toți au siguranță, posibilitatea să lucreze la stat bugetari. Nu toți au avut sinecuri sau au fost extraordinar de capabili. Guvernului care spunea că, nu, doamna ministru Pepsi Glass, cum a apărut nu. Media, hai. Nu, eu... E o treabă care da, a citit eu vreau să postez în media, sigur, pe nu, noi am căutat, stați puțin, că atunci când a fost guvernul Dăncilă, cei de la, și se aflau în opoziție, Partidul Național Liberal, o urmăreau pas cu pas să vadă un cuvânt care îl greșește. Eu la ora actuală pot să scriu cam așa ceva, o carte cu greșelile de exprimare care le-a avut începând de la președintele țării până la premierul țării, vicepremierul țării, ministra educației, ministrul muncii, ministrul Ștefan Grindă, cum îi se spune, și așa mai departe. Deci, de ce să nu... adică, numai ciuma roșie... Nu, dar să nu îi porecli, că vin și pe cealaltă... Ciuma roșie e bună acum, da? Adică 147 de primari au trecut de la... de la PSD la PNL, acum sunt buni, dar iată că li s-au terminat și mandatele. Intempestiv, li s-au terminat mandatele înainte de 27 septembrie. Au rămas orașe, municipii și așa mai departe, care și fără primar, și fără viceprimar, și fără consilier local, care nu mai pot să-și facă treaba, să mai semneze o factură. Ăsta este rezultatul politicii. Păi este, dar totuși, este o problemă. Am înțeles. Spuneați un lucru interesant cu măștile. V-ați pierdut pe drum. Au fost, nu? Guvernul așa a promis că toate școlile, grădinițe și așa mai vor fi, copiii vor fi dotați cu măști prin grija guvernului. A început anul școlar, au aruncat totul asupra administrațiilor locale și asupra directorilor de școli și de grădinițe ca să se descurce cum pot. O să venim să vorbim și despre ultima rectificare care a făcut-o guvernul. Că, de exemplu, eu la fiică mai cumpăr în fiecare zi măști. Eu vă spun că la Hunedoara, cel puțin în municipiul Hunedoara... Eu vă spun la Hață. Știu, dar la municipiul Hunedoara s-au luat măsuri pentru începerea în bune condiții anului școlar. Eu fac parte și dintr-un consiliu de administrație al liceului Emanuel... Colegiului Emanuel Gojdu, am participat la această ședință. Bun, și ați asigurat măștile copiilor? S-au asigurat dezinfectanți, multe lucruri pentru necesare. La Orăștie cum e, domnul Țambă? La Orăștie
Situația e ca în tot județul și în toată țara. Chiar acum mă gândeam când vorbeați că soția mea mi-a spus aseară, și dânsa e profesoară, că sunt copii care deja din prima zi ridică mâna și spun: doamna, ne lăsați, vă rog, să dăm masca un pic mai jos de nas, că simțim că nu mai avem aer. Deci masca în sine, ea nu poate rezolva o pandemie pe un an de zile, pe un termen atât de lung, și ar trebui găsite soluții. Dar soluțiile nu pot fi găsite cu două săptămâni înainte de începutul școlii. La noi, la administrațiile locale, există o întreagă procedură cu rectificare bugetară, cu hotărâre de Consiliul Local. Găsește banii, găsește modalitatea să-i pui, fă majoritate, fă ședințe de Consiliu, dă-le banii, pe urmă fă achizițiile, vezi să fie transparente că-ți vine Curtea de Conturi. E o întreagă tevatură foarte greu de făcut, cu două săptămâni înainte de începutul școlii, așa cum au făcut-o ei. Da. Domnule, dacă îți spune, domnule, cu două luni înainte. Păi guvernul n-a știut că începe, știa din luni de zile de când a început pandemia, că școala trebuie să înceapă în 14 septembrie. Au avut timp să se pregătească. În ultimele două săptămâni au venit cu, azi era așa, mâine era în altfel, poi mâine era altcumva. Nu se mai știa comunicatele care le dădea Ministerul Educației pentru începerea anului școlar. A fost o bulibășeală, ce să spun. Da, asta premierul, este guvernarea Partidului Național Liberal de când au venit. Premierul ne-a spus că acea doamnă secretar de stat e normal să-și ia concediu în campanie electorală. Deci lucrurile doi secretari de stat de la Ministerul Educației. Deci lucrurile sunt, din punctul lor de vedere, cât se poate de normale. Încă un motiv în plus să votăm PSD. Bun, dar acum Mintia, cum e? Vă spun eu cum este cu Mintia. Oamenii de acolo nu și-au primit drepturile care le aveau, bonusurile. Da, da, ați văzut că judecătoria, astăzi i-a închis. Judecătoria a spus că trebuie să-și rea lucrul. Nu știu, dar astăzi i-a închis, am înțeles că s-au ferecat porțile ca să nu mai iese oamenii de la lucru. Păi, a fost aici, premierul țării a fost de dori în ultima lună în județul Hunedoara, da? Nu l-a interesat Mintia. Vicepremierul țării, Raluca Turcan, cu ministrul fondurilor europene, da? A fost săptămâna trecută la Deva. Au venit să facă campanie electorală, nu s-au deplasat până la Mintia să vadă ce fac oamenii ăia. Cine s-a, 300 de kilometri. Da, știți cine s-a dus până la urmă, adică de la PNL la Mintia? S-a dus primarul Devei, Oancea, ca ce chestie? Păi ce să fac el cu Mintea? Sigur că îl interesează că sunt peste 4500 de apartamente și plus instituțiile, că crește grădinițe și toate instituțiile care se află în reședința de județ, care au rămas fără apă caldă. E posibil în pandemie să nu ai apă caldă? Nu se poate așa ceva. De ce nu au aplicat ordonanța care au dat-o guvernul Dăncilă în anul 2019, ordonanța 60, care era foarte clară să se despartă complexul energetic Hunedoara în două entități, una în Valea Jiului cu termocentrala de la Paroșeni și cele patru mine, iar termocentrala de la Mintia să treacă la Consiliul Județean Hunedoara. Aud acum că vrea să o preia primăria municipiului Deva, să fim serioși, păi e totuși, este termocentrala foarte importantă, da. Este cea mai importantă termocentrală din nord-vestul țării. Bun, mie mi se pare totuși interesantă și mărturisesc că îmi pun mari semne de întrebare în ceea ce privește un anumit aspect și o să vi-l relatez. Și o să vă rog să-mi spuneți care e punctul meu de vedere vis-a-vis de asta. Ați spus 4500 de apartamente. Într-adevăr, în scripte oficiale, asta ar fi numărul de apartamente racordat pentru furnizarea de apă caldă la termocentrala Mintia. Domnule, dacă 4500 de apartamente din Deva, întreb și eu, nu au apă caldă de atâtea zile și nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta, cum se face, domnule, că din aia 4500 de locatari, probabil înmulțit cu 2, adică vreo 9000 de oameni, nu ies, domnule, 100 în Deva să zică, domnule, vrem apă caldă? Mie mi se pare foarte interesant lucrul ăsta. V-ați gândit vreodată la... Domnule, 100 din 9000, 100 să iasă. N-avem apă caldă. De ce nu merge Mintia? Eu nu văd pe nimeni de la Deva să facă scandal în afară de liderul de sindicat. Păi și oamenii care au fost în greva foamei până ieri și... Ăia sunt angajați, domnule, la Mintia. Da, dar e un cetățean beneficiar care are subvenție de la primăria Deva, că se bagă o grămadă de bani acolo în Mintia. N-am văzut unul nemulțumit să iasă în stradă să facă, domnule, n-am cu ce să mă spăl la sub braț, că nu mai îmi dă Mintia apă caldă. Este
este... Până la urmă, sigur, este treaba... Mie mi se pare foarte interesant. Și mie mi se pare... Probabil în următoarele zile, pentru că... Acum o să se găsească vreo 100 de nemulțumiți după ce a zis Simeon la Capital TV. Exact. Dar Mintia, problema Mintiei va fi mai de lungă durată, pentru că practic nu poate să funcționeze din lipsa de cărbune, clar. Nu este cărbune. Păi a zis domnul ministru că să aducem cărbune din Indonezia, s-a spus în ordonanța, da, în ordonanța care a fost votată în 2019, ordonanța 60, se spunea foarte clar. S-au și făcut probe la Mintia, da? Cu acel cărbune Indo 4200. Contează pentru că de unde garda e? De mediu, China, de unde garda de mediu, nu, cu acel cărbune care are concentrație de sulf între 0,6-0,7, că dacă ești peste 1, vine garda de mediu și te închide. Vine ministrul energiei, la garda de mediu oricum trebuia să închidă Mintia de mult până acum. Bine, trebuia să se închidă. Despre ce vorbim aici? Da. Că trebuia. Dar vine, nu interesează, domnule Mintia, guvernul, este un punct strategic, pentru că Mintia nu numai pentru apă caldă, Mintia în primul rând, este și pentru energie electrică. Asigură echilibru energetic, da, în partea de nord-vest a țării. Nu știu dacă nu cumva și asta e o mare barbă, dar mă rog. Noi importăm prin via Ungaria 1100 de megawatts. Păi să mai facem hidrocentrale cu banii pe care îi pompăm în Mintia, cu banii pe care îi pompăm în Mintia, să facem hidrocentrale, că avem unde. Dom'le, soluția a fost dată. Guvernul avea timp pentru Mintia să facă acest lucru. Au aruncat la coșul de gunoi acea ordonanță. Ba mai mult, ministrul energiei, Virgil Popescu, vine și spune că după insolvență, Mintia va intra în faliment. Păi cum e posibil așa ceva? Nu știu. Îmi place chestia asta cu hunedoara inima României. Ce puteți să-mi spuneți despre ea? De pe... Geografic, Hunedoara se cam află aproximativ, așa, un pic mai spre vest, dar aproximativ în centru. Hunedoara este inima României pentru orice hunedorean. Pentru că locul tău de baștină sunt locurile natale, județul natal. Și atunci, normal că pentru noi, cel puțin pentru candidații Partidului Social Democrat, Hunedoara este inima României. Iar centrul inimii României pentru mine este municipiul Orăștie. Inima României este județul Hunedoara. Bun, acum și Emil Reștea zice la Simeria că Simeria e inima județului Hunedoara. Dar mă rog, toți aveți o chestie cu inima. Nu vreți să fiți niciun urinichiu sau stomacul? Să știți că în perioada asta de pandemie e bine să stai bine. Da, cu sănătatea și cu inima și cu toată. Ce-i cu turismul? Ce vă propuneți dumneavoastră în calitate de candidați cu turismul în județul Hunedoara cu lucrurile astea? Păi odată un lucru important, cel puțin pentru zona munților Orăștie și pentru cetățile de acolo. E importantă realizarea drumului județean care leagă Orăștia de Costești. Pe lângă asta, e importantă finalizarea proiectelor pe fonduri nerambursabile, mai ales pe fonduri europene. Și nu vorbim doar de cele două obiective pe care le-am amintit din Orăștie. Vorba de Castelul Nopce, este vorba de... arena de la Sarmisegetusa Ulpia Traiana. Este vorba de punerea, mai bine valoarea Muzeului Aurului de la Brad, în care cred foarte mult. Deja stațiunile din Valea Jiului sunt vizitate. Am prieteni care mă sună din zone mai largi, să zic așa, nu doar din județul Hunedoara, și pun întrebări vis-a-vis de Straja, vis-a-vis de Parâng, și vin și fac sport, mai ales iarna, în aceste zone. Un lucru iar foarte important este să continuăm să încurajăm micii producători și producătorii hunedoreni, pentru că și ei reprezintă o carte de vizită a turismului hunedorean și există o posibilitate de a aduce vizitatorii în județ și susținându-i pe acești mici producători. Pe urmă, agroturismul. Există posibilitatea, poate chiar plecând de jos, de la comune, de la orașe, să încercăm să susținem un mediu agroturistic în această zonă. Rezolvăm cel puțin pe anumite zone ale județului Hunedoara, se poate rezolva inclusiv problema locurilor de muncă, care este destul de pregnantă, de importantă în spațiul respectiv. Există astfel de proiecte mari și există aplicat pe diferite obiective turistice acolo unde au permis proiectele de finanțare și așteptăm cu interes axele de finanțare din perioada 2021-2027 să vedem ce proiecte se mai pot scrie, pentru că cel mai important rol al viitorului președinte al Consiliului Județean este atragerea de fonduri nerambursabile, pentru că ele acoperă niște
goluri destul de mari pe care cred că toate județele țării ăsteia le au în ceea ce privește bugetele de investiții. Da, așa este. Acolo-s. De turism, da, să amintim că la Hunedoara se află probabil unul dintre cele mai importante monumente istorice ale țării și cel mai important monument al județului, Castelul Corvinilor. Noi în actuala administrație de la Hunedoara, care nu se încadrează și în tonul județului, privind dezvoltarea turismului, se continuă lucrările la Castelul Corvinilor, unde au fost atrase pe fonduri europene numai puțin de 5 milioane de euro. Va fi un nou proiect pentru axa următoare în jur de, am înțeles, de circa 15 milioane de euro. Castelul Corvinilor vrem să aducem, anul trecut a avut o cifră foarte mare de vizitatori, peste 400.000 de vizitatori și cred că, da, ei cresc, și cred că pe undeva au fost... Dacă nu era pandemia, probabil că anul acesta, da, probabil că ar fi fost depășit. Dar vreau să spun că cifra totuși tinde undeva spre 500.000, pentru că au fost și foarte multe gratuități la elevi, copii, au fost ziua porților deschise și așa mai departe, zilele Hunedoarei. Se va realiza la Hunedoara în viitorii 4 ani un parc tematic medieval, apoi castelul va fi, ambientarea Castelului Corvinilor cu expoziții și piese de mobilier. Se vor aduce piese de mobilier în ton cu... Trebuie să vă opresc despre asta, probabil că în altă emisiune. Mai văd aici un capitol în pliantul ăsta cu domnul ministru și cu Consiliul Județean, în care e vorba despre creșterea capitalului uman, foarte scurt, în maxim 2 minute să-mi spuneți ce-i cu el. Creșterea capitalului uman, scrie aici, și că aveți soluții noastre, cei de la PSD. Există proiecte scrise tot pe fonduri europene, însă pe altă axă, nu vorbim de POCA, vorbim de păi nu, că capital uman, sprijinirea și spune, dezvoltării comunităților, da. Reorientarea forței. Da. Există pe fonduri europene. Ales pe turism, e clar, și Valea Jiului. Există pe fonduri europene axe de finanțare care sunt expres făcute pentru capital uman și care bani care pot fi investiți inclusiv în debirocratizare, în perfecționare. Vorbesc de funcționarii din administrația publică locală, de colegii care sunt în școli, de colegii care în general lucrează la stat, se pot găsi și se pot scrie programe și pentru mediul privat sau pentru diferite programe de reconversii profesionale și aici ar putea fi un parteneriat foarte bun și cu mediul privat pentru a atrage aceste proiecte. Este vorba de POCA, capital uman. Da, am înțeles. Vă rog. Aș vrea scurt, să 30 de secunde. Intrăm da, și nu există în pauză. Nu, intrăm în final. Intrăm în final. Da, nu mai trageți. Nu, eu aș vrea să spun că vis-a-vis de Consiliul Județean pentru municipiul Hunedoara, ce n-a fost în stare să facă guvernarea penelistă până în 2016, când au avut luată Casa de Cultură din Hunedoara, dar la Consiliul Județean, face acum Partidul Social Democrat prin conducerea județului, da? Reabilitarea Casei de Cultură din Hunedoara, pentru că pietonala aia trebuia încheiată. Apoi este vorba despre canalizarea de la Peștiș, unde vechea conducerea a PNL-ului din Consiliul Județean i-a racordat pe oameni la apă, dar a uitat să-i racordeze la canalizare, cu toate colectorul principal trece prin Peștiș. Asta e ca și centru de afaceri de la Simeria, da, care a fost proiectat. Începe tot. Da, acolo e tot a candidatului. Cel mai mare of al meu este stadionul care se va face în Hunedoara, este prins în lista de sinteză, un stadion cu, asta e foarte important, între 8.000 și 10.000 de locuri, cu o academie de fotbal. A fost Ion Andone ieri și alaltă era aici în Hunedoara, o academie de fotbal care va cuprinde 400 de tinere talente din județ în principal, dar și din județele alăturate, o academie similară cu cea de la Constanța lui Gheorghe Hagi, iar cel mai mare off al meu pentru Hunedoara și la nivel, este investiția care trebuia să se facă în parcul industrial din Hunedoara, registrul auto român, care trebuia să aibă loc și licitația, au fost cai de sarci și așa mai departe și a fost blocată de către conducerea PNL-ului din județul Hunedoara. Pentru că primarul de la Hunedoara, Dan Bobuțanu, este de la PSD și au zis că o fac la Deva. Iar Oancea dă din colț în colț pentru că nu are 10.000 de metri pătrați ca să asigure această investiție. Bun, 30 de secunde, domnul Țambă, de ce trebuie să voteze oamenii Laurențiu Nistor și echipa PSD? Pentru că Laurențiu Nistor și echipa PSD sunt singurii care pot continua dezvoltarea județului Hunedoara și care pot finaliza toate aceste proiecte pe fonduri europene, toate aceste milioane de euro atrase în județ. Pe lângă asta,
este important ca în exercițiul 2021-2027 o echipă cu experiență să se afle la conducerea județului pentru atragerea câtor mai mulți bani nerambursabili europeni în județul Hunedoara. Este singura șansă de dezvoltare a județului Hunedoara. Fără bani, domnule, nu facem nimic. Domnule Bădin, scurt, 20 de secunde, de ce Laurențiu Nistor și echipa PSD? Pentru că PSD, la cameră, mă rog. Pentru că Partidul Social Democrat va fi alături de cetățenii județului Hunedoara, pentru că are o echipă performantă atât la nivelul OAT-urilor, cât și lista pentru consilierii județeni, iar președintele pe care îl propune pentru Consiliul Județean este cel mai complet om politic al județului Hunedoara. De-aia, hunedorenii, municipiul Hunedoara, suntem pe primul loc pe buletinele de vot și la primar, Consiliul Local, Consiliul Județean și consilierii județeni. Alegeți în 27 septembrie, alegeți înțelept. Vedeți cum e când năgonește timpul din urmă. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă doresc succes în alegeri. Mulțumim frumos. Stimați spectatori, Alin Adam Țambă, candidat PSD pentru funcția de consilier județean, și domnul Ion Bădin, candidat PSD de asemenea pentru funcția de consilier județean, zice domnia sa că și-ar dori chiar vicepreședinte. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată invitațiilor, le mulțumesc pentru prezența în studio, chiar dacă ne-am mai hârâit noi pe aici prin emisiune, dar așa e interactiv și frumos. Rămâneți cu Capital TV, numai bine!